Bun, bine ați venit. Vorbim, bineînțeles, despre meciul care urmează de Universitatea Cluj. Vorbim și despre ce a fost în etapele precedente. Avem alături pe Viviu Reghită și pe Enes Sipovic. Cum v-am obișnuit, o să lăsăm pe Enes să vorbească primul, pentru că apoi să poată pleca și să intre în programul echipei. Enes, două vorbe despre ce a fost până acum și apoi întrebările. Avantajul fotbalului este că nu avem timp să gândeam ce a fost. Trebuie să gândim la viitor și la următor meci cu treabă bună, să prindem obiectivul nostru, punct sau puncte. Și trebuie să fim concentrați mai mult decât. Asta e vina domnului profesor, că mi-a primit foarte bine și mi-a dat șansă. Nu prea. Am avut, dar aici doar cunoștință. Facultate și n-are timp, dar o să vorbim și despre asta. Sigur că s-a simțit puțin lipsa, dar și Radu Barbu a făcut o mare problemă, am avut la Vaslui, unde au jucat și Wesley și Adailton, Samartan, jucători foarte buni, așa care pot să fac diferența dintre două echipe. O să fie foarte greu. Cu Steaua, da, am văzut. Prime 15 minute au jucat fenomenal, dar după golul care au primit, nu știu, s-au pierdut. Am văzut câteva gaure în apărare lor și cred că noi o să profităm de asta. Doresc să fie și așa și la Ucluj, să primim gol și după aia câștigăm meci. Ei și-au propus și cu Rapidul să primească gol și să ne-au dat prea târziu. Ne-au dat cam târziu. Ați dat Rapidul prea târziu, trebuia să fie la început. Păi da, nu ne-a ieșit schema. Dacă era lui Duarte, poate în teren, făceam și noi schema de la Cluj. N-am știut. Am dat la un amical meci, Oțel, la cantonament, la un cantonament în Austria. Dar și eu abia aștept să marchez un gol. Doresc să fie acum cu Cluj. Bun, pe care le-ai marcat, le-ai marcat cu capul? Da, cu capul. După un corner. E un campionat echilibrat, e diferență între echipele, așa zis, mai mici și formațiile... Nu e mare diferență dintre echipe mai mici și echipe mai mari. Aici, nu știu, echipe mai mari, Steaua, Dinamo, CFR, sumare impresă, dar în joc nu se vede diferența dintre echipe. Oțelul nu e echipă? Da, este. Și în teren, dar impresă nu prea. E mai bine așa? E mai bine. Mai aveți întrebări? Excentric. Da, am văzut că ai și număr incredibil pe picoțeare, 69. A, număr 69. Adică nu dai pe centru. E doar număr. Dar excentric. Ai avut un motiv acum pe care ți-a de 69? Nu. Prietena mea. Motiv. Bine, nu răspunde la asta. Nu răspunde. Răspunde de la Cancan. A, sigur, dacă am pus pe spate numărul 69, înseamnă ceva. Dacă tu știi ce înseamnă 69... De obicei, sunt jucători care spun anumite superstiții din anumite motive, de asta te-am. E mai rar la un jucător să ai două ori 69 și nu știu cum neapărat. La două ai reunirea la... După, la Oțel, că am jucat, am pierdut un meci și la dimineață când mi-am trezit, am plecat direct la un frizor și mi-am tus ca un chel. Și după am câștigat campionatul. Acum am tuns puțin așa, cum am întuns și sper să facem ceva. Să ne
Doamne ferește. Hai, gata. Bine, mulțumim pentru mine. Deci că ai... Mulțumesc, la revedere. A meciului de la Mediaș cu Cluj. Mi-aș fi dorit să jucăm cu cei de la Cluj pe noul lor stadion. Două echipe cu tradiție, două echipe cu suporteri pătimași. Păcat că se joacă fără spectatori. S-ar putea, o să vorbesc și cu Jipa astăzi, mâine. Certeți că el s-a pregătit? Vom vedea. Chiar nu știu ce să cred. Chiar nu știu, și fiind și oficial al clubului, dacă aș spune tot ce gândesc acum, cred că mi-aș lua o suspendare de vreo 2 ani. Dar i-aș întreba și eu și aș pune o întrebare publică pe oamenii care se ocupă de fotbal. Cum ne ajută? Cum ajută investitorii, oamenii care vor să vină dând amenzi, jucând fără spectatori? Înțeles că această amendă și această suspendare sau acțiune cu părți închise este de la lipsa de organizare. Nu pentru petardele, că noi n-am aruncat petarde, ci pentru petardele pe care le-au aruncat cei de la Rapid, și că noi, ca și club organizator, nu ne-am făcut treaba și ne-a dat suspendare. La Rapid n-au dat nimic. Deci celor de la Rapid nu le-a dat decât un avertisment, am înțeles, lui Răzvan Lucescu, și nouă ne-a interzis accesul spectatorilor și ne-a dat și 400 de milioane amendă. Dar acum, pentru că au aruncat echipa adversă, suportă echipa adversă, primesc tot eu suspendare. Păi de ce mai facem stadionul Ilioana? De ce ne muncim toată ziua și stăm pe asta? Ca să jucăm cu porțile închise sau să jucăm în altă parte? Și să spunem, nu, dacă plătești și 400 milioane, eu voi rămâne fără buget. Deci nu mai am de unde să plătesc, că trebuie să plătesc din alte fonduri. Și toate amenziile nu pot fi plătite din bancul, din alte fonduri. De unde din alte fonduri? Am vândut o lojă, plătesc amendă, nu? Toți banii pe care eu îi câștig din sponsorizări publicitate, trebuie să plătesc pe amenzi. Și la ora meciului să fim bine pregătiți, să ne întoarcem cu punct sau puncte de la Mediaș. Deci e o echipă, cum să spun, foarte, foarte bună. Păi, cine nu-l cunoaște pe Claudiu Niculescu, ce lovituri libere bate, ce cornere, o să încercăm să nu facem faulturi în 30 de metri spre poarta noastră. Cornere, cum am văzut, cine nu-l cunoaște pe Adrian Cristea, pe Marinescu. Nu pot să vorbesc de Budescu foarte mult, pentru că nu este jucătorul meu, este jucătorul alte echipe, sub contract. Normal. Dacă mi-a apărut Budescu pe telefon, ce să vorbesc? Nu poți fi sincer, porca o discuție cu Nicolae? Am vorbit cu domnul Nicolae acum 2 săptămâni, nu? Așteptam niște răspunsuri și eu. Ce pot să... Nu de la dânsul, de la... Dânsul mi-a spus că... Da, a fost o discuție, am discutat cu Iliu Dumitrescu, a fost de acord. Dar când l-am găsit pe Gică Popescu, care Irian spunea că el decide, el organizează, spus că iau pe 4 sau pe 7 octombrie retragerea generației de aur pe stadionul național și nu pot apărea și pe 21 septembrie, când vreau să fac meciul, și pe 4 sau 7 octombrie. Fac pe Național Arena, le-am propus și lucrul ăsta. Și căutăm alte variante de meci inaugural. Suntem... Deja lucrăm la spectacolul de pe 21 septembrie. Am contactat firmă pentru lasere, pentru spectacole, pentru... Acum stadionul trebuie să mai fie gata, că nu avem de tot. Sunt mai multe variante. Petrolul 95 cred că rămâne și acum căutăm, poate, știu, vârfurile tuturor generațiilor al Petrolului. Poate chiar să îmbrăcăm în echipament și pe frații Dridea, pe Butufei,
Și sau o națională a jurnaliștilor, sau o națională a președinților de club. La modul în care a jucat Real la seară, nu cred. Adică că au avut și eu răutate, se vedeau pe ei cum ar fi mușcat din jucători. Din păcate nu prea aveau din cine, că la ce joc de pase și la ce jucători are Barcelona, în urmă... Da. Incredibil, nu? Acolo e fotbalul. Acolo este... Cu degetul în ochi? Păi dacă... Cu degetul în ochi vă fac și eu. Nu, e un personaj, Mourinho, e un personaj, pentru ce face. Ronaldo, după ce s-a dus, cum...